Vă rog foarte mult să adunați, să nu lăsați puieți așa aruncați când respirați. Adunați! Da, acțiunea de astăzi se înscrie la colaborarea noastră cu Primăria Caransebeș, reînceputul unei colaborări, sperăm foarte fructuoase. Domnul primar ne-a ajutat să aducem puietul, noi cu voluntarii noștri, o parte din voluntari, am venit să plantăm și să facem o rezervație de salcâm, un arbore atât de simplu de plantat, dar și foarte melifer, foarte bun pentru apicultori. Cred că este și Asociația Apicultorilor. Am reușit să strângem mai multe organizații lângă noi, pe lângă Centrul de Voluntariat Liceul Traian Doda, grupul GONG, organizația GONG, și ne bucurăm că începem să facem ceva pentru oraș, pentru prietenii noștri și pentru toată, de fapt pentru toată comunitatea orașului. E bun. Putea să fie și mai bun, dar fiind săptămâna altfel și la voluntariat este voluntariat totuși. Nu putem să spunem hai, veniți cu noi și până nu văd. Dar copiii o să ducă mesajul mai departe și asta este cel mai important. Copiii o să ducă mesajul și sperăm că la următoarea acțiune să participe mai multă lume.
Este o experiență frumoasă, e o experiență nouă în care, dincolo de faptul că redăm naturii o zonă care a rămas cumva cu o rană evidentă după șantierele care au fost aici în jurul Caransebeșului, mă refer la realizarea variantei ocolitoare a drumului european și în zona viaductului care a fost avariat se văd încă urmele constructorilor. Am considerat împreună cu un ONG extraordinar, cu oameni cu suflet mare care s-au implicat în această inițiativă, că putem să schimbăm mentalitatea oamenilor, că putem să dezvoltăm acest spirit de voluntariat. Primăria a achiziționat cei 16.000 de puieți. Uitați, copii frumoși, extraordinari, care se implică în a reda naturii un teren care acum este sterp, este urât, pentru a deveni o zonă frumoasă, poate chiar un parc, poate chiar o pădurice pe care ei, când vor fi mari, își vor aduce aminte că au fost ctitorii ei, că au fost cei care au plantat-o. Dincolo de faptul că împădurim această zonă benefică pentru esteticul orașului, este importantă și pentru activitatea apicultorilor, este benefică și pentru tot ceea ce înseamnă oxigenarea municipiului Caransebeș și, dincolo de toate acestea, este un exemplu că se poate. În România se poate, în Caransebeș s-a dovedit astăzi că se poate să facem asemenea proiecte de parteneriat între administrația locală și societatea civilă. Este un început, este un prim pas, vom continua în viitor și cu un posibil parc dendrologic, tot în voluntariat cu acest ONG deosebit și cred că vom dovedi că aici, în inima Banatului Montan, oamenii se pot implica în tot ceea ce înseamnă interesul public, în tot ceea ce înseamnă moștenirea și mesajul pe care ei îl pot lăsa pentru generațiile care vin.